astăzi voi testa 100 de mituri extreme în 24 de ore și primul mit spune că dacă te lovești face-to-face cu un tren, vei exploda. Ok, nu am explodat, dar am sărit prin parbriz și am murit. Următorul mit spune că poți să nu primești toate dacă tragi cu arma mașinile care merg pe autostradă. Atenție, o armă automată, mamă, și ăla e de armată, fiți atenți. Dați un like pentru că un like înseamnă un mit testat în plus. Ok, o să tragem câte două, trei gloanțe în fiecare mașină fără să omorâm oameni, ok? Eu în momentul ăsta pot să primesc wanted, dar aparent nu primesc wanted, deci mitul ăsta e adevărat. A, am primit, ok, sau am omorât pe cineva. N-am omorât pe nimeni. Nu, deci am primit toate, deci mitul ăsta este fals. Aparent am tras destul de mult, dar tot am primit toate, deci da, poliția va veni după mine. Următorul mit spune că dacă aruncăm un sticky bomb pe mașina unui NPC, acesta va fugi. Ia. Nu cred! Chiar e adevărat! Tipul chiar a fugit! Ok, să urcă înapoi, să urcă înapoi și... ce face? Fuge cu mașina? A fugit cu mașina! N-are minte, el nu știe că asta se va întâmpla. Hai să mai testăm o dată. Ok, ne-am dus un pic mai departe, suntem aici la semafor ăsta. Sigur se oprește la semafor, nu? Da, nu s-a oprit la semafor, nu înțeleg de ce. Dar uite, s-a oprit tipa asta sau tipul ăsta, ok? Ce face? Fuge cu mașina. Bă, da, ok, ăla a ieșit din mașină, nu înțeleg din ce motiv. Dar asta a fugit cu mașina, bă, practic tot fuge. Nu știe cât de cât adevărat mitul ăsta. Spuneți voi în comentarii și dați un like. Cu toții știm că în această zonă, exact pe aici, pe undeva, cartierul ăsta e un pic mai rău famat așa. Și, cică, nici măcar nu trebuie să te legi de cineva sau să faci ceva cuiva, pentru că doar dacă te uiți urât la oameni sau stai lângă ei, pur și simplu, aceștia te vor ataca, vor ieși gangurile și te vor bate. Hai să vedem. Băi, băieții ăștia din față de aici par un pic gangsteri, o să mă pun lângă ei și nu o să fac nimic, ok? O să stau așa. Să vedem ce se întâmplă. Ok? Nu se întâmplă nimic momentan. Bine, nu par ce... opa, ia vezi? Ia vezi? O dă cu mine, bun, nu o să-l bag în seamă. O să plec liniștit, văd că vrea să mă atace. Dar eu voi fugi și voi încerca să găsiți niște gangsteri adevărați. Ok, am făcut noapte și am găsit pe băieții ăștia la colț de stradă. Cât e ceasul acum? Este ora 22, ok? Hai să vedem, o să mă pun lângă oamenii ăștia aici și o să aștept să vede... ia vezi? Ia vezi? Bă! Nici bine n-am ajuns, s-au luat de mine. Bă, dau cu mine. Au dat-o cu mine, băieții. Ok, ok. Bun, și cică, dacă îi bați pe ăștia, vor veni și alții care să te bată. Adică e un gang foarte mare aici. Ok, o să scot un pistol. O să scot un pistol. Ok. Au scos și ei pistolul. Au scos și ei pistolul. Bun, bun, bun. Ok, bun, deci i-am liniștit pe ăștia. Și alții aparent n-au mai apărut. Bă, cu siguranță sunt cazuri în care și apar alții, dar ăștia s-au luat de mine doar mergând pe stradă, adică chiar mi se pare un pic dubios, sincer. Deci mitul ăsta e adevărat, să ia lumea de tine pe stradă în cartierul ăsta, bă, așa că aveți grijă. Următorul mit spune că poți sparge roata unei mașini cu piciorul, cu mâna goală, n-am nimic, dar sunt cu pumnul frumos. Hai să vedem, dăm cu piciorul roata aici, dă cu piciorul roata, dă, fii atent că îi dau roata, ok, sparge roata, hai. Se sparge, mă? Bă, ar trebui să se spargă în mod normal. Bine, în mod normal n-ar trebui să se spargă. Și nu se sparge, gen. Adică chiar nu se sparge. Ok, am văzut că în mașină dădeam damage un pic dubios. Dădeam în bară, dădeam în roată. Nu știu care era faza. Dar am pus o mașină mai mare. În asta sigur dau în roată. Adică despre ce vorbim. Uite, băi, dau în roată, mă, nu se întâmplă nimic. Deci mitul ăsta e fals. Ok, deci practic n-am cuie în picior. Despre ce vorbim? Dar am văzut niște videoclipuri în care pur și simplu, când dădea cu piciorul roată, roata era spartă de vreo 2-3 ori și gata. Uite, una, două, trei. Nu se întâmplă nimic, ok, bine, n-am dat chiar în roată. Deci acum dau în roată și nu se întâmplă nimic. Mitul ăsta este și el tot fals. Următorul mit spune că dacă a ajuns poliția când bate un infractor, nu vei mai fi luat de poliție. Hai să vedem. Ce, mă? Nu cred așa ceva. Gene, pe bune treaba asta? Le-am furat și banii? Ok, bun, păi atunci, pa, polițiștii, ați fost de treabă, gen. Tare! Din câte puteți observa, automatul ăsta de suc funcționează. Am luat sucul, îl beau frumos, a costat un dolarel să beau un suc, dar mitul spune că dacă vei trage cu arma în el, adică practic îl strici, ia să vedem, ok, acum el este spart, el nu va mai funcționa. Hai să vedem dacă este real sau nu. Bun. Bă, deja nu mai apare acolo că pot să beau, gen.
Ok, treaba e bună. Să ne băgăm frumos aici. Nu mai merge, mă! Bun, deci mitul ăsta e adevărat. Practic, dacă îi spart aparatul, nu mai funcționează și mi se pare super tare chestia asta. Atenție la detalii, fraților, da. Același lucru și pentru reclamele astea luminoase. Deci dacă tragi în ele, acestea se vor bloca sau nu vor mai merge. Hai să vedem. Hai că se blochează astea. N-au nicio treabă reclamele, bă, frate. Astea rezistă. Mamă, să pun... Pot să camuflez sticky bomb în spatele astea? Nu cred. Bun, deci astea nu se distrug. Mitul ăsta e fals. Uite, ăsta e blocat. A, nu, nu e blocat. Doar mi s-a părut. Oare cade cauciucul ăsta de pe perete? Bine pe cauciucă reală. A căzut cauciucul. Da, deci mitul ăla cu reclamele chiar e fals. Următorul mit spune că în garajul lui Michael poți pune o mașină din asta de gunoi, de salubritate. Mașină de asta utilitară, fraților. Și că o poți băga acolo să o ascunzi și ea va fi acolo tot timpul. Hai să vedem dacă funcționează. Ok, de intrat intră. Bă, sincer, nu mă așteptam să intre. De ce să vă mint? Chiar nu mă așteptam să intre. Bun, da, și cam atât intră ăsta. Bun, e să-mi iau un pic mai mult avânt, oare? Intră mai bine, gen? No, cam atâta intră. Ok, nu încape până în spate rău de tot. Ia să vedem. Da, mai era loc. Bă, practic ea încăpea, dar nu încăpea. În fine, lăsăm așa. Hai să plecăm mai departe să vedem ce se întâmplă. Se închide garajul? Eu nu cred că se mai închide garajul ăla niciodată, gen. Uite-l, bă, nu se mai închide, rămâne așa. Rămâne așa garajul, da? Ia, plecăm mai departe. Bun, ne uităm. Pare deschis în continuare garajul. O să ne băgăm. Uite, bă, și mașina aia de-am pus-o eu acolo. Bun, aparent de câte ori mergi cu o mașină pe stradă, gen, o să fie mai multe mașini de genul ăla. E lege scrisă în GTA. Să închidem, mă, garajul. Nu se mai închide garajul niciodată, gen? Ok, am fost plecat mult mai departe și acum hai să vedem dacă este garajul deschis sau nu. E închis, mă? Nu e închis, mă. Bun, deci garajul ăsta nu se mai închide niciodată. Deci, practic, am buguit garajul. O să vedem până la finalul episodului dacă mașina rămâne acolo sau nu. Următorul mit spune că tot la casa lui Michael, de fiecare dată când pleci de aici din zonă și te întorci, mașina asta de aici se va schimba. Adică aia albastră de acolo va rămâne la fel și asta de aici va fi alta de fiecare dată. Nu altă culoare, altă mașină. Hai să vedem. Deci în momentul de față mă duc foarte, foarte departe, ok? Mă duc departe rău de tot. Bun, cred că este suficient până la terenul de tenis, de golf, pardon. Hai să vedem, mă, ne întoarcem înapoi. Și, deci dacă e altă mașină, nebunesc. E tot aia. E tot asta, ok? Bă, nu înțeleg. Care-s șansele? Și garajul? Garajul e tot așa, mașina e acolo. Bun, o să mă duc și mai departe. Mă duc până la plajă, mă. Nu, de fapt, mă pun aici și stau un pic ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Merg așa pe stradă. Nu vreau să pun pauză în momentul ăsta sau să stai videoclipul că după ce nu conștini că ai fost tu și ai schimbat mașina și alea. Nu, voi sta aici, voi aștepta să dați și voi like, să vă abonați la canal. De ce nu? Poate facem și noi 300.000 de abonați. Sărim un pic gardul aici la tenis. Bine, am încercat. Gata, mă, bă, ar trebui să se schimbe, nu? Ar trebui să fie altă mașină în momentul ăsta, că am stat destul de mult plecați. Nu mai e mașina deloc! Apa, da! What? Ce? Nu, deci ați văzut clar că nu am pus eu mașina. Deci asta mi se pare sincer incredibil. Mașina asta se schimbă. Și da, e tare. Mitul ăsta este chiar adevărat. În baza militară din GTA găsim astfel de proiectile. Și ci că dacă trage aici la fitil, practic, ca la artificii cum ar veni, acestea chiar vor fi ca niște artificii pe aici pe jos, ci că la un moment dat să duc în cer. Hai să vedem. Bă, chiar merge, gen, le... What? Le propulsează cu voi, de ce fel fac? Nu cred... Ok, cred că s-au dus în cer, dar nu așa cum trebuia, gen. Hai să mai căutăm unele, să încercăm să le detonăm pe toate trei, gen, să le dăm drumul. Ok, uite-le aici și sunt și afară astea. Bun, o să stau așa și le dau la toate trei. Hai, hai. No, am bubuit-o prea repede, am tras prea mult. Ok, ultima șansă, fiți atenți aici, dacă nu se duc în cer, nebunesc. Îi dăm la asta din mijloc. Bă... La aia nu, la a treia nu mai pot să-i dau, mă, că nu mai are control. Dar nu se duc, mă, frate, nu se duc în aer, nu se duc în sus. Da, destul de trist, sincer, dar jumate de mite adevărate. Mamă, asta e benzină, ia foc? Nu, e ulei aparent și nu ia foc. Bun, deci chiar a făcut artificii și chiar au mers pe aici, că nebunele așa au făcut ca titireză, bă. Tare, mitul ăsta, eu zic că e adevărat, sincer. Dacă încerci să furi un avion de pe aeroportul din... Ce? Ce, mă? Ok, nu știu ce s-a întâmplat, dar a explodat ceva. Sper să mai meargă avionul, gen. Merge? Bun, merge. Deci, practic, dacă... Bă, a bubuit avionul, gen, înainte să mă urc în el. Se întâmplă lucruri. Bun, deci treaba e felul următor. Vreau să vă arăt că eu nu pot primi wanted în momentul de față, ok? Fiți atenți, două secunde, aici.
Bun, deci avem bifat Never Wanted, dar noi niciodată nu putem primi Wanted. Și, cică, dacă furi un avion din ăsta, de pe... Uite, nu mai a dat cu pumnul, s-a deschis ușa că a dat cu pumnul, ok. Dacă furi un avion de ăsta, vei fi atacat de armată fără să primești Wanted. Hai să vedem dacă este adevărat sau nu. Bun, o să merg așa. Păi aici deja survolează cineva pe aici, pe-o zonă. Bun, o să încerc să plec ca și cum nu s-ar fi întâmplat, ok? Să mă duc la pistă și să... și să-i dau drumul la treabă, gen, să plec cu avionul. Am dărâmat aia din greșeală. Nu a fost nimic intenționat, ok? Bun, bun, bun. Până aici... până aici tot în regulă. Bă, văd că nu se ia nimeni de mine. Bine, ci că în momentul decolării se va lua cineva de tine. Acum să vedem dacă e adevărat sau nu. Eu o să încerc să decolez cu ăsta. Dacă voi reu... opa, opa! Am decolat? Bun. Bă! Bă! Au tras după mine, bă! Uite, a venit cu... What? A venit cu Hydra! Și a dat după mine. Bun, o să intru înapoi în bază. Să vedem dacă ne atacă, că pe mine de-aia mă atacau înainte. Dar eu credeam că mă atacă din alte motive. Da, mă, și acum băiți, o dau cu mine să aud arme. Dar nu știu de unde trag, ia. Uite, și ăsta o dă cu mine, iată-l. Ai, mi-a drumul de aici, mă. Deci nu pot să cred așa ceva, mitul ăsta e adevărat. Ok, o să încerc să fur o Hydra acum. Bă, dar oricum acum am atacă, gen, dar mitul ăsta e adevărat 100%, dar toți vreau să fur o Hydra, adică pe bune. Vreau să fie de la egal la egal bătălia. Și hai, mă, că nici n-apuc, mă. Nici n-apuc să fur ceva de aici, dau ăștia după mine. Ca în Mexic, mitul este 100% adevărat. Ok, din câte știu și eu, nu poți ridica direct o mașină cu forkliftul, adică să o iei așa pe sus. Da, și nu merge, efectiv nu are suficientă putere forkliftul. Dar, dacă iei un palet, un palet de aici, de-aia am și venit în zona asta. Uite exact palețelul ăsta de aici. Pare, da, pare bun, dar nu prea mă pot eu ridica așa, bun. Ok, ia să vedem să ne băgăm frumos la palețel aici. Bă, nu poți să iau paletul! Bă, deci m-am chinuit o grămadă să iau paletul ăsta, pe cuvântul meu, cred că 5 minute pe ceas să-l iau, dar am reușit într-un final și... și că dacă vii aici frumos cu paletul lângă mașină și-l pui așa, practic paletul se băgă cumva sub mașină, ia. Nu cred! Să băgase un pic, dar hai să vedem dacă se ridică mașina. Nu se ridică, bă, frate, se distruge paletul, bă! Mamă, nu cred așa ceva și m-am chinuit o grămadă pentru un mit fals. Super, ce să zic, da, mitul ăsta este fals. Ok, următorul mit este în legătură tot cu forkliftul și că nu poți să iei bagajele astea de aici, pachetele astea. Hai să vedem dacă putem să le luăm sau nu. O să încerc să mă urc aici frumos. Văd că este o Liza acolo, ok. Vezi că pachetele astea se mișcă și că nu le poți lua, mă, de ele se mișcă. Nu le poți lua, bă, sunt prea grele. Ce, mă? Bă, dar ele se mișcă, de ce nu le pot lua? Ai, prea lu... mamă, dar stai, mă, frate, că astea-s de alea. Sunt de alea prea mari, mă, cred că de-aia, mă, mi-e trebuie pachete de alea mai mici sau ceva. Ok, eu am nevoie de pachete cum sunt alea din față de acolo și cred că trebuie să fac un pic de loc ca să ajung la ele. Și cred că doar așa. Am ajuns să muncesc aici, pe ăsta, nu, caut alt palet, alt palet. Uite, mă, ăsta de aici e mic, mă, frate, uite, chiar l-am găsit repede. Uite, ăsta de aici este palet din ăla mic, ok? Cu puține cutii pe el, tot ce trebuie. Ok, lăsăm asta jos. Băgăm aici. Ia, vezi, mă! Merge, bă! Merge! Deci mitul spunea că nu putem, dar noi putem. Deci e... sau am zis-o greșit la început? Nu mai știu, bă, ideea e că pot. Și mi se pare super tare că pot să plec cu astea. Și ia, le pun aici sus. Nu, nu, au căzut cutiile, bă. Nu pot să pun... le pun pe tren, mă, vreau să le pun la expediție, gata. Să plece din țară, să nu le mai văd. Hai, mă, stați aici, vă rog eu, rămâneți aici. Da, o să le ia cineva de aici la un moment dat, mă gândesc. Și o să le ducă undeva, că n-am nor să stea acolo tot timpul, deci e bine. Colacul și prestul chestiilor de pe plajă, gen umbrele și astea, nu iau foc în GTA, fraților. Ei bine, eu cred că umbrelele se vor sparge, dar prosoapele vor rămâne pe jos și colacul, nu știu ce să zic, nu știu dacă am văzut vreun colac distrus. Hai să vedem. În realitate ar trebui să ia foc, dar ele cică în GTA nu iau foc. Ok? Ok, colacul clar nu ia foc, ia umbrelele astea, nici umbrele, nu se sparge nimic nu ia foc. Deci efectiv nimic nu ia foc, o să așteptăm până se stinge focul, poate cine știe, ard mai greu sau ceva. Mingea, mingea, nici mingea nu ia foc, nici un prop de pe prop, însemnând obiect, nici un obiect de pe plajă de aici
Nu ia foc, fratele meu. Bă, dar astea iau foc, mă. Ia. Astea cum le zic? Bă, nu pot să trag pe ele, arunc prin ele. Astea, pancardele astea imense iau foc. Ok, deci absolut nimic de pe plajă nu ia foc. Bă, nu cred că din cauza pentru că sunt ude sau ceva. Dar pur și simplu nu iau foc pentru că nu sunt făcute să ia. Scuterul ăla ia foc, mă. Ia, deci fiți atenți, scuterele astea, mai am două. Am dat foc la scuter. Sunt curios dacă bubuie scuterul ăsta, bă. O să-i dau grenadă, îi dau grenadă. Fugi, coștene! Ok, nici scuterul ăsta nu bubuie. Bă, dar pot să-l conduc, mă, să-l iau? Nu, bă, deci astea sunt puse doar de formă aici. Da, bine de știut, gen. Deci mitul e adevărat, chiar nu iau foc chestiile de pe plajă. Uite, uite, încă nu s-a stins focul. Ia, nu s-a stins focul, dar uite, colacul e regulă, frate, e un colac. A, ok, și dacă tragi cu arma în ele, dispar imediat. Am înțeles situația, inclusiv mingea și rucsacul și șlarvii și tot, mă. Și asta. Și lopata, lopata nu dispare, lopata a fost oplin pe hartă, ok. Ci că pierzi semnalul la telefon dacă intri într-un tunel. Ei bine, în momentul de față avem semnal, de semnalul se vede, este în stânga ecranului acolo la telefon. Bun, și vom intra în tunel, acum să vedem dacă pierdem semnalul. Deci avem două liniuțe, da? Ia, două liniuțe. Nu se întâmplă nimic, gen, îl închid iar și deschid iar. Tot două liniuțe. Bun, deci în tunelul ăsta practic nu se întâmplă nimic, nu pierzi semnalul, bine, ci drept e un tunel mic. Hai să încercăm într-un tunel mai mare. Ei bine, tunelul ăsta din față e destul de mare, dar vine un tren, îl aud. Ia uita-l, ia uita-l. Ia. Ia. Nu claxonează, mă, și el? Nu claxonează, fraților, dar hai să vedem cât semnal avem aici. Avem tot două liniuțe, ok? Două liniuțe. Trece trenul și ne băgăm. Bun, bun, bun. Ne băgăm, hai să vedem, hai să vedem. Ok, două liniuțe în continuare. Am mers destul de mult. Am mers destul de mult în tunel aici. Nu se întâmplă nimic, mă. Deci liniuțele sunt tot acolo. O să stau mai mult, ea poate, nu știu, durează mai mult sau ceva. Nu, de semnalul nu se schimbă. De semnalul, bă, destul de mijloc tunel. Adică tunel mai mare ca ăsta, nu cred că e în GTA. Dar nu se întâmplă nimic. Ia să încercăm să intrăm pe internet, ia. Merge, frate! Merge tot, gen, merge telefonul. Deci mitul ăsta e fals, nu-ți pierzi semnalul la telefon, dar în schimb îți pierzi semnalul la GPS, fraților, pentru că asta știu sigur, de 100% știu asta. Da, hai să încercăm pe un tunel de pe stradă, gen. Ok, tocmai am pus un checkpoint în capătul tunelului. Hai să vedem, dacă intrăm în tunel, practic ar trebui să nu mai avem semnal la GPS, să dispară radarul de pe hartă și dispare. Dar la telefon avem tot două liniuțe. Cred că ăsta e standardul sau ceva, pentru că, nu știu, nu s-a întâmplat, gen, să am mai puține două liniuțe. Nici n-am fost niciodată atent. Dar dacă se schimbă ceva și voi avea trei. Bă, hai să vedem în oraș, mă. În oraș avem trei liniuțe, mă, în mijlocul orașului. Practic în oraș ar trebui să fie semnal blană, nu? Ia, sau la metrou să încercăm, nu știu. O liniuță aici, ce? Nu cred așa ceva. Bă, chiar scade semnalul? Aici avem o liniuță. Ce, mă? Nu cred. Și dacă vin, nu știu, la plajă. La plajă, ia. Teleport, bun. La plajă avem... Avem full la plajă! La plajă avem full! Păi atunci hai să intrăm la metrou. Stai, mă, așa că chiar îți pierzi semnalul la telefon. Unde e metrou? Era pe aici. Uite, aici e gura de metrou. Da, o să caut stația aia subterană de metrou, gen. Sau stai, uite, în interiorul metroului, aici jos. O liniuță! Nu cred așa ceva, vreau să fac un scade, gen. Vreau să fac un scade, deci morc în metrou. Nu pot să mă mai urc. Ok, bun, deci aici afară am tot o liniuță. Și de desum cred că tot una am, bă, nu cred că rămân fără de tot. Ok, am luat motocicleta asta și scot telefonul, am o liniuță. Sunt curios dacă rămân fără semnal de tot, gen. Adică să se ducă tot semnalul, fraților. Mă duc pe aici prin gurile astea de... Ar trebui, frate, să ducă semnalul aici de tot. N-ar mai trebui să fie, gen. Adică, pe bune, sau să văd când se modifică, că practic semnalul, uite, am ieșit. Am ieșit de aici, bun. Și plec, unde? Să mă duc, merg așa. Dar nu se modifică semnalul, nu știu. Bă, ideea e că în unele zone e mai mult semnal și în alte zone e mai puțin. Dar uite, aici la puțin semnal, gen. Merge mai greu internetul? Merge la fel, frate, internetul. E la fel, dar nu e nicio diferență, e doar ceva gen de grafică sau ceva, nu știu.
mă gândesc. Adică doar ți arată că ai mai puțin semnal, de fapt e același lucru. Dar în realitate dacă ai mai puțin semnal, chiar ai mai puțin semnal, frate, acum e pe bune, gen. Ok, acum vom testa ceva care, bă, niciodată nu m-am gândit la așa ceva să mă uit sau să văd, nu știu, la detaliu ăsta nu m-am uitat niciodată. Și chiar nu m-am uitat, m-am teleportat aici și nu m-am uitat la absolut nimic, ci că umbrelele de pe plajă, când bate vântul, se mișcă, fraților, hai să vedem. Nu se mișcă deloc. Nu se mișcă deloc, mă. E fake, frate. Gen, trebuia să se miște, uite, ca astea, așa, gen. Ok? Așa trebuia să se miște, dar nu se mișcă, bă. Nu, nu, deci uitați-vă, nu se mișcă deloc, dar chiar am fost foarte atent să mă uit dacă se întâmplă ceva. Dar aparent nu se întâmplă absolut nimic. Ia, aia de acolo, oare? Să se miște aia cu România, mă. Umbrela României. Nu se mișcă absolut nicio umbrelă, bă, și sunt valuri și vântul bate, pentru că acolo se mișcau chestii. Dar aici nu se mișcă absolut nimic. Bă, ce țeapă mi-am luat, bă, și chiar credeam că e real. Chiar mă gândeam că, bă, cât de tare. Dar cred că aveam moduri de fizică reală sau ceva în joc, pentru că altfel nu-mi explic cum se mișcau umbrelele la el. Dar se mișcau efectiv toate, mă, bătea vântul, se mișcau toate. Nu înțeleg nimic, ia-ți vedem, puteți să-l omorăm pe ăla de sus? Da, n-am reușit, n-are nimic, mergem mai departe. Dacă plouă afară și arunci un molotov, ci că nu va lua foc pe jos. Hai să vedem, fraților, dacă este sau nu adevărat. Eu sincer nu cred, bă, vreau molotovul. Ok, îl arunc. A luat foc, dar hai să vedem dacă se stinge, gen. Nu, se stinge, mă, și plouă. Uite, ești un balt aici și-l arunc, ia. Arde apa, efectiv, arde apa. Despre ce vorbim? A luat apa foc. Bun, hai să zicem că molotovul este mai, cum îi zice, mai altfel, ok? Uite, punem aici benzină pe jos și acum tragem cu arma, ia. Ia foc, mă, ia foc. Ia foc și se extinde la fel. Se extinde exact la fel. Nu știu, mă gândeam că molotovul practic împroașcă toată aia pe acolo și face nebunie, dar nu e așa. Mitul este, este fals, nu se... Asta nu se oprește focul, gen, dacă este ploaie afară, dar noi vom testa aici dacă în apă ia foc, efectiv, molotovul. Ok, vine valul și îl stinge, bă! Deci valul îl stinge, uite, punem aici și dacă vine un val acum și vine... Da, aparent nu vine. Uite, vine valul, vine! Ăsta e valul, ăsta e valul, fii tenuit. N-am reușit? Aici. Da, bă, că dacă arunci fix atunci când vine valul se stinge, bă, asta e bine, uite, acolo vine valul sigur. Deci aici vine 100% mereu valul, iată-l acolo, vine, vine, este aproape, hai mă, valule, vine odată. Vin ca în greu valurile astea, nu vi se pare? Vine unul, uite-l, gata, aici. Și uite, vedeți? Uite, nici nu mai merge, gen. Gen, se întâmplă lucruri sau ceva, stai, că vine un val. Ia. Da, până am aruncat, s-a dus. Uite, a venit apa? Dar n-a venit suficient, bă, ideea e că apa asta mare stinge, ați văzut și voi, nu știu cum să vă arăt! Mamă, deci, vine un val, acum și... Tai de capul meu, nu mai zic nimic, bă, vine altul. Am aruncat prea târziu. Nu pot să cred, nu mai gata, apa asta nu joacă peste, efectiv. Ok, e molotovul aici, deci dacă vine acum valul, ar trebui să ducă tot, mă. Să se ia toată apa. Deci fiți atenți că chiar vine valul, mă. Nu că chiar am vrut să arăt chestia asta. Haide mă, nu mai vine niciun val. Acum nu pot să cred. Nu mai vine niciun val. Bă, zici că se joacă împotriva mea. Vine. Vedeți? Apa a stins focul. Uite până aici. Până aici l-a stins. Deci mitul cu apa e adevărat. Apa stinge focul. Apa aia. Bă, da, umbrela asta nu se mișcă deloc. Ok? Apa aia care vine din apă, gen, din ocean, îl stinge focul, dar ploaia nu poate stinge focul, ceea ce mi se pare destul de rău. Ia să aruncăm și o grenadă, face foc. Grenada nu cred că face foc, sincer. Da, grenada face doar bum și fum. Cu toții știm că pe aeroport aici aterizează mereu un avion. Ei bine, dacă intri face to face cu el, fraților, acesta va exploda. Hai să vedem dacă este adevărat, mă. Pentru că noi clar ne explodăm. Unde e avionul? Vine, mă, avionul. Când vine, mă? Aterizează, mă? Sau pe... Pă, unde vine, mă, avionul ăla, mă? Aici?
Nu înțeleg unde e avionul, că tot timpul aterizează un avion pe aeroport. Ce se întâmplă cu avionul? Ok, efectiv stau aici de o grămadă de timp și avionul nu apare, fraților. Nu înțeleg de ce, scrieți-mi voi în comentarii, pentru că, sincer, de multe ori mă enerva avionul ăla, dar nu înțeleg acum de ce n-apare. Bă, acum mă enervează că nu apare, deci practic de fiecare dată avionul ăla mă enervează. Dacă am treabă pe aeroport acolo, apare, îmi strică tot. Dacă am treabă cu avionul, ghiciți ce? Nu apare avionul, ce bine este să nu apară avionul. Ei bine, mă voi buși de avionul ăsta, deci băi, mă tot uit că poate apare totuși. Da, o să mă bușez de avionul ăsta și dacă bubuie avionul, aia e, dacă nu bubuie, îmi pare rău, bam. Ce? Stai, ce? Bă, stai că se întâmplă ceva, cred că îi dau damage la ăsta. Ia stați așa, că vine mai cu viteză, așa că parcă... Și a pornit când am intrat în el, gen, sau cum? Ok, 3, 2, 1, și... Da, dubios ce s-a întâmplat aici, nu o să mă mai bag în ăsta, avionul nostru adevărat nu apare, deci asta e test, nu putem testa live pe ăsta, cred că, mit, pardon, bă, cred că e primul mit pe care nu putem testa pe bune, gen. Muncitorii de pe șantiere și ei, dacă te duci și stai pe lângă ei așa, iurea, te vor lua la bătaie, efectiv, din niciun motiv, nu știu ce motive au, cred că nu le ies lucrările sau ceva. Uite, pe ăștia sunt pauză, ia să vedem, se iau de noi, mă? Stau așa lângă el. Iută-l, mă. Ce vrei, mă? Băi, băiatule! Unde te crezi aici? Iută-l, mă, s-a făcut dușman cu mine acum, mă. Tu ce vrei, mă? Poate lovește pe ăsta. Bă, a trecut pe-n el! Nu vă bateți, mă, între voi! Nu vă bateți, mă, între voi! N-aveți tu pe o să dați unul cu altul, mă? Oare eu dau, mă, unul cu altul ăștia? Ce-ar fi să se rofe? Eu te-ai bazit că suntem lichidați! Bă, ce ave... ce ai, bă? Ai, mă, drumul de aici, mă. Tu? Tu ce vrei? Bun, da, i-am liniștit pe băieți. Vezi, 21 și 13 dolari. Bine, am făcut niște bani cu băieții ăștia aici. Dar, momentul adevărului, mai este sau nu mai este mașina noastră de gunoi acolo? Practic, mașina de gunoi trebuia să stea acolo în, la casa lui Michael mult, mult, mult timp. Tot timpul, frate, până o scos de acolo și nu mai lasă. Practic, în garajul ăla se salvează mașina, ok? Hai să vedem dacă mai este mașina acolo și dacă garajul este este tot deschis și dacă avem mașină, altă mașină aici în dreapta. Bun, aici este altă mașină, dar nu înțeleg. Crystal, ok, ok, ok. Aici ce scrie? Ok, ok, ok. Bă, garajul nu se închide, mașina e tot aici. Bun, deci, da, mitul ăsta e adevărat. Chiar poți depozita orice mașină aici, orice mașină încape în garaj. Și aceasta nu va dispărea absolut niciodată. I-am spart și roata. Da, curioasă treaba dacă rămâne curată sparta, dar vă afla probabil în episodul următor. Mașina asta de aici, efectiv, s-a schimbat, bă, deci eu nu înțeleg. Deci mă duc la aeroport. Ok, teleport, waypoint, da? Stau pe aici un pic, mă plimb, trag cu arma un pic, dau un camionul ăsta, fac ce vreau, da? Și acum mă duc înapoi, da? Îmi dau teleport, toate bune și frumoase. Bun, teleport și... Ia, acolo e altă mașină, frate. Bă, deci eu nu înțeleg, e altă mașină. Ia să vedem, are tot o rată spartă? Nu cred că are o rată spartă. Are? Roata e spartă în continuare, mă, uitați-vă, așa arată o roata când se sparge și asta e spartă deja. Bun, deci, dacă v-a plăcut episodul, dați și voi un like, fraților, și până data viitoare, v-am pupat și v-am salutat pe toți și pa, și pa!